Bună ziua! Îți numesc Antonia Luca. Am aproape 18 ani. Sunt eleva liceului de Arhie George Apostol Bacău, de profilul chitară clasică. Astăzi am primit oportunitatea de a veni la acest eveniment și mă simt plăcut încântată. M-am hotărât să țin un mic discurs în ciuda faptului că sunt o fire mai timidă. Vă mulțumesc pentru invitație și țin să-i mulțumesc domnului Gheorghe Tănase pentru încurajarea pe care mi-a oferit să fiu aici, în fața dumneavoastră. M-am născut într-o familie de linie rog. Țin să vă spun că în aproape 18 ani am putut primi sprijinul, educația și înțelegerea din partea părinților mei, de care mă simt mândră că am putut să excelez prin educația pe care am primit-o din partea lor. Mi-aș dori pe viitor să excelez, să performez, să tind spre o carieră, să pot ajunge cât mai departe. Deoarece mă aflu în fața dumneavoastră, aș vrea să vă relatez două puncte de vedere pe care le-am întâlnit și cu care m-am confruntat, și anume rasismul și marginalizarea. Aș vrea pe viitor, ca persoane de etnie romă, care reușesc să ajungă la un nivel mai înalt de pregătire, să nu mai fie marginalizate cu rasism. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu!